Nu știu, la vreo 3, 4, 5. La vreo 3, acum 4, 5. Spune-le. Începe cu muzicuța. Bine, eu sunt un multi-instrumentist. Cu siguranță că am atins orice instrument pe care l-am văzut în viața mea, vă jur. Și în Kuwait, unde am pus mâna pe instrumentele, eu să văd, nu pot să pretind că aș cânta chiar la toate instrumentele. Iubesc toate instrumentele pământului care sunt pe lumea asta, pentru că ele vor să transmită ceva, ce? Iubire. La ce cânt eu? La chitară, în primul rând. Chitară am învățat singur, pentru că am făcut vioară în școală. Deci am învățat să cânt la chitară, pentru că l-ascultam foarte mult pe Jimi Hendrix și nu înțelegeam cum face. Tu ai văzut că eu cânt cu degetul ăsta, așa. Toată lumea se mire de ce cânt eu așa la chitară. Pentru că îmi doream foarte mult să am o chitară și nu aveam. Și atunci am luat vioară și am pus-o așa, în poziția chitării, și am căpătat o tehnică specială. Uită tristețea și nu m-a chemat din nou. Ce scurt aveam eu părul pe atunci, 83. Nu aveam voie să purtăm părul lung. Poate dacă nu era voie să purtăm părul scurt, acum aveam părul scurt. Aici trebuie să le mulțumesc olandezilor că m-au făcut să cânt din nou la vioară. Le place foarte mult vioara olandezilor. Piesa asta am compus-o cu Gary Barr din Statele Unite ale Americii. Da. Îți bine să crezi, omul este un șir de oameni. Cine a spus chestia asta, adevărat, mă uit la mine și... Acesta este plus, american, cred că se lași că se-ți cunoscut. Droganeni, acesta e spus. Droganeni, expresie populară, fantastică, cum zice contemporanii noștri. I love you so much. Ați înțeles această expresie americană care se potrivește cu dragon lady. Ascultați. Oh, baby! Go home! Go home! My baby! Go Mulțumesc foarte mult pentru participarea noastră acestă seară. Sau cântați voi încet acolo, știi, ca să... Ia. Thank you.
that was it. Deci când îți spune...